Bună ziua, doamnelor și domnilor, fete și băieți pasionate și pasionați de parfumuri. Astăzi avem un clip special, așa cum ați văzut voi și din titlu, și aș fi foarte fericită dacă mi-ați acorda suportul vostru cu privire la acest clip și cu privire la canalul meu, cu atât mai mult cu cât vorbim despre produse autohtone, vorbim despre a susține producătorii locali, vorbim despre a le acorda un pic de recunoștință oamenilor care se zbat să facă ceva. Înainte de toate, nu uitați de un subscribe, un like, un comentariu, un share, absolut orice vreți voi, astfel încât să facem acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni și să facem acest clip să ajungă la oamenii care apreciază produsele made in RO și la oamenii care tot spun că susțin brandurile autohtone sau brandurile mici românești. Pentru că dacă noi nu ne susținem între noi, cine altcineva să o facă? Eu sunt Raluca și vă urez vizionare plăcută. Hai să începem cu un brand care pentru mine este de suflet. Cred că este primul brand românesc de parfumuri cu care eu am luat contact de când sunt ceva mai implicată în aria asta frumos mirositoare, în aria asta de parfumuri și de când colecția mea a început să crească. Iar acest brand are cumva o putere aparte, pentru că mai mult decât a fi un brand românesc de parfumuri, e un brand despre care se spune că este cel care are puterea să ne ducă în trecut mai mult decât oricare altul. E brandul care ne aduce aminte de mama și e brandul care ne aduce aminte de parfumul mamei. Și da, mă refer exact la brandul de lux al vremurilor de mult apuse, singurul brand despre care românii pot spune că e brandul acela la care poate că aveau acces greu, dar cei care aveau acces se puteau mândri cu un produs de lux acum 40-50 de ani. Și da, evident mă refer la brandul Mirage și am ales să încep cu el pentru că, așa cum v-am spus, este primul brand românesc de parfumuri cu care eu am luat contact de când vorbesc mai mult despre parfumuri sau de când am această pasiune pentru parfumuri. Am adus aici unul dintre parfumurile lor, respectiv cel pe care eu îl ador. Să știți că până în acest moment pe Mirage.ro sunt 4 parfumuri lansate, iar preferatul meu de departe dintre acestea 4 este Caramel. Caramel pe pielea mea miroase exact ca un cappuccino cu caramel și asta îmi place extrem de tare la el. Mi se pare că mă duce exact în modul acela cozy. Știți senzația aceea când ieșiți cu o prietenă la cafea, povestiți cu orele, vă simțiți bine împreună, vă face plăcere să fiți cu ea acolo? Exact asta mi se întâmplă mie cu Caramel. Este parfumul acela pe care îl port cu plăcere și e parfumul care îmi dă imediat o stare de bine. Și cred eu că iubitoarele de parfumuri cu cafea și de cafea în general înțeleg exact ce spun. Ei bine, de-a lungul timpului a existat o grămadă de controverse legate de Mirage. Că sunt scumpe, că de ce s-a întâmplat asta, că de ce a fost vândut brandul, că Mirage era brandul acela care rămânea în trecut. Am auzit o grămadă de lucruri. Ce pot să vă zic este că este suficient să încercați unul dintre parfumurile lor, astfel încât să vă dați seama că ele sunt cu adevărat bune. Și nu încerc să vă conving eu de nimic. Vreau să aduc în atenție niște parfumuri românești care merită încercate, pentru că mi se pare că ar trebui să ne orientăm spre a susține și brandurile românești. Și nu e prima oară când fac asta și nu e prima oară când vorbesc despre branduri românești. Așa cum am zis deja, dacă noi nu ne susținem între noi, cine altcineva să o facă? Ca de fiecare dată, în fiecare clip în care vă vorbesc de parfumuri, nu vă cumpărați parfumuri până nu le testați și fac acest disclaimer aici pentru că poate sunt oameni care nu o să ajungă până la finalul acestui clip și o să-l închidă mai repede de momentul la care eu aș spune asta la final. Hai să spunem la început. Nu vă cumpărați parfumuri pe care nu le-ați testat. Din câte știu eu, parfumurile Mirage se regăsesc în Marriott, nu știu exact unde, dar undeva în galeria Marriottului se regăsesc și ele și se mai regăsesc la Urban Hub, undeva în piața romană. Căutați pe Google unde este acest Urban Hub. Sunt expuse acolo, nu pot fi și cumpărate, dar pot fi mirosite. Mai mult decât atât, la ei pe site există și variante de 7 ml,
mililitri sau 5 mililitri sau ceva de genul acesta, așa că începeți cu o variantă mică și testați-o până decideți că mirosul se încadrează în ceea ce așteptați voi de la un parfum, că performanțele sunt cele la care vă gândiți și că puteți să scoateți liniștiți bani din buzunar astfel încât să vă luați un parfum. Nu am cod de reducere la Miraj, dar dacă are Cristian, o să vi-l pun pe undeva pe aici pe ecran, astfel încât, dacă vreți să vă cumpărați ceva de la ei, să puteți să beneficiați și de o reducere. Știu că la un moment dat avea ceva de genul 10% reducere. În încheiere, ca să nu ne lungim foarte mult, parfumurile Miraj vin ambalate exact așa, foarte drăguț și interesant de altfel. Eu am să-l pun pe al meu aici și acesta cu siguranță va fi un parfum intens sau cel puțin intens folosit în această iarnă, pentru că e mai degrabă un parfum de vreme rece, cel puțin din punctul meu de vedere și cel puțin pentru gustul meu. A văzut cineva ce frumos m-am machiat și eu astăzi? Am avut așa un mood de făcut un machiaj special, așa că l-am creat pe acesta și sper să vă placă și vouă. Al doilea parfum pe care vreau să vi-l aduc în atenție sau al doilea brand românesc de parfumuri pe care vreau să vi-l aduc în atenție este Toscovat. Și pot să bag mâna în foc că toți cei care au mirosit odată un parfum Toscovat au rămas cu o impresie despre acest brand, despre această casă de parfumuri, hai să-i zicem așa. David, creatorul lui Toscovat, este unul dintre cei mai mișto oameni pe care eu i-am întâlnit în viața asta și nu o spun ca să îl perii, doar că am avut ocazia să particip la niște discuții cu el care au fost prietenești, care au fost în jurul unei mese, nimic formal și nimic ieșit din comun, și mi-a povestit despre procesul acesta prin care face parfumurile, despre cât de greu sau cât de ușor este, cum se întâmplă lucrurile, ce se întâmplă și în ce fel, și de cele mai multe ori ceva m-a făcut să rămân cu gura căscată. Parfumurile Toscovat sunt niște amintiri, sunt create pe baza unei rețete inspirate din cadrele unui film. E nevoie de 24 de cadre, Doamne, sper să nu vorbesc prostii, ca să compui o imagine, ca să compui o poză, ca să compui un cadru din acela de film, astfel că și parfumurile se deschid, sau notele din parfumurile Toscovat se deschid succesiv și se evidențiază una după alta, astfel încât imită modul în care sunt compuse acele cadre. E o poveste, e cumva se simte că Toscovat a fost creat din pasiune și nu a fost creat doar ca cineva să facă niște parfumuri, a fost creat ca să spună o poveste. Preferatul meu de la Toscovat este Ar. Ar e un parfum în care evident se regăsește nota de mango pe care eu o caut în absolut orice, inclusiv în parfumuri, dar astăzi vreau să vă vorbesc despre Anacamento. O să încep din a spune faptul că Anacamento este unul dintre cele mai accesibile parfumuri Toscovat. Ele sunt ieftine? Nu. Dar nu se adresează oricui. Și nu se adresează oricui nici cu privire la preț și nu se adresează oricui nici cu privire la modul în care parfumul evoluează. Pentru că din punctul meu de vedere, fiecare parfum are o personalitate extrem de puternică și trebuie să găsești lucrul acela din parfum care îți place. De aceea, ca și la parfumul anterior, revin cu același lucru. Cumpărați-vă mostre, cumpărați-vă variante mici de parfum, astfel încât să le testați. Nu știu dacă pe toscovat.com există și varianta de Discovery Set, dar dacă ea există, vă recomand să o încercați, astfel încât să știți clar că vreți să faceți achiziția respectivă. De altfel, nu știu nici dacă parfumurile Toscovat... Ba da, parfumurile Toscovat sunt expuse pe strada frumoasă la numărul 52, aș zice, la niște Scent, așa că dacă vreți să le testați și dacă v-am făcut curioși și aruncați o privire pe site și vă atrage ceva atenția de acolo, la Niche Scent București, pe strada frumoasă numărul 52, chiar sper că am ținut bine minte, puteți să testați oricare dintre parfumurile Toscovat. Sper că sunt toate expuse acolo. Acum, Anacamento este parfumul pe care mă bat cu Cristian vara. E un parfum fresh, e genul acela de parfum care te răcorește, e, din punctul meu de vedere, un parfum
parfum verde with a twist, iar acel twist ar fi o notă de ananas care îmbracă foarte bine notele ce se evidențiază în momentul în care miroși parfumul. Din punctul meu de vedere, aceste note verzi despre care tocmai v-am vorbit. Doamne, cât de bine miroase! Ce pot să mai zic despre el, și asta este un adevărat record, pentru că sunt foarte puține parfumuri de vară care fac treaba asta, Anacamento este persistent, cel puțin în cazul meu, de dimineața până seara. Este genul acela de parfum care se simte de dimineața de când l-ai pulverizat până seara când faci duș. Și se simte, nu e genul acela de parfum pe care îl mai simți doar dacă te apropii foarte tare cu nasul de locul în care l-ai pulverizat. E o minune de parfum. Acum între noi fie vorba, astăzi îl aștept pe Cristian acasă pentru că, din câte am înțeles, o să vină cu Born Screaming, un parfum cu o cireașă foarte faină și foarte simpatică. O să-l testez și pe acela și vă zic și vouă despre el, că deocamdată nu știu nimic. L-am mirosit o singură dată, în momentul în care Cristian și David au testat niște parfumuri împreună, dar sincer nu știu să vă dau multe detalii legat de el, că nu mai amintesc. Abia aștept să vină așadar să pot să îl testez și eu. Și până una alta, Anacamento, spre deosebire de restul parfumurilor Toscovat, mi se pare că e parfumul ăla universal care poate să fie iubit foarte ușor de către oricine. Nu se evidențiază o notă anume, e suav, e delicat, e răcoritor, este perfect pentru perioada caldă și este foarte persistent. Faptul că pot să vorbesc despre parfumuri românești îmi dă o super stare de bine. Nu știu cum să vă explic treaba asta, dar mă bucur extrem de mult că pot să aduc în față niște branduri autohtone care pe deasupra fac o treabă foarte bună. Și treaba lor nu este doar să vândă niște parfumuri și să facă bani, ci să îți dea o stare de bine și să facă din parfumul tău o experiență. Mergem mai departe. Tot am senzația că se au niște zgomote prin casă, sincer, sper că e totul în regulă și nu mă trezesc că intre cineva peste mine în dormitor. Glumesc. Se aude câte ceva prin casă. Mergem mai departe la un alt brand românesc, un brand care s-a consacrat în momentul în care a lansat un serum produs aici, în România, undeva, aș zice prin Ardeal sau cel puțin prin partea de vest a țării, Oradea, Arad, Timișoara, pe acolo pe undeva, prin partea de vest a țării, iar brandul acela se numește Momirov. Sigur ați auzit de Momirov. Sigur ați auzit de serumul lor super, mega, ultra, extra lăudat. Cred că are și niște particule de aur. S-a întâmplat și ceva pe acolo cu el. E așa o revelație în ceea ce privește produsele de skincare. Nu știu, nu l-am testat, dar probabil că la un moment dat am să o fac și eu. De la Momirov aduc în fața voastră două parfumuri și le aduc pe ăsta pentru că e și el mititel și nu putem să-l ignorăm. Avem în primul rând Sirius, care de asemenea este un parfum extrem de persistent, ca și Vega de altfel. Am fost foarte curioasă de Vega și mi-am cumpărat varianta asta mică pentru că am foarte multe parfumuri, pentru că altfel probabil că l-aș fi luat și pe el în varianta full size. Dar Sirius pentru mine se duce cumva în nota aia de lipici și nu mi-o luați în nume de rău. Nu e un lucru rău treaba asta, doar că am spus-o de fiecare dată și o voi spune în continuare. Se duce în nota aia de lipici cu care se deschide și Instant Crush de la Mancera. El e un parfum cu caramel, e un parfum puternic și e un parfum perfect pentru perioada aceasta mai rece a anului. Îl pulverizez astfel încât să vă mai vorbesc și vouă de el. Uite, spre deosebire de când l-am testat prima oară, mi se pare că stând în sticlă și macerându-se, pentru că au trecut niște luni bune de atunci, s-a mai schimbat sau poate că mi s-a schimbat mie percepția cu privire la parfumuri. Main point este că în continuare își păstrează lipiciul acela de borcanel, e dulce, este efervescent, are un caramel care îmbracă foarte frumos tot ceea ce se întâmplă în această sticluță și e parfumul acela puternic ce poate fi purtat cu succes în această perioadă a anului. Nu îl văd pentru mijlocul verii, dar îl văd potrivit pentru perioada mai rece. Poate chiar primăvară și toamnă, când nu sunt foarte multe grade afară. Și acum, spre deosebire de când l-am testat prima oară și când l-am folosit mai mult, pentru că, după cum vedeți, e un pic consumat din acest recipient, mi se pare că acest caramel este îmbrăcat cumva în niște note fructate. Vă uitați voi pe site-ul lor ca să vedeți ce note sunt în Sirius, dar în momentul în care îl miros acum, mi se pare că avem un caramel și multe fructe foarte dulci. E un parfum dulce, da, e un parfum ușor de iubit,
aș zice eu că da. Dar, având în vedere că pe site-ul lor există și variantă de, cred că 10 ml, sper, eu zic să începeți cu ea, să testați parfumul, să vă faceți o părere despre el. 10 ml purtați cel puțin o lună, în condițiile în care nu vă dați cu 20 de spray-uri odată, dar aveți ocazia să vă faceți o părere despre parfum, astfel încât să știți că achiziția unei sticle full size face sens. O, doamne, ajungem la un brand pe care îl puteți testa tot la Niche Scent, București. Mai există și Niche Scent Arad, aveți grijă. Dar, aici în București, pe Strada Frumoasă, există o vilă foarte frumoasă în care sunt adunate mai multe branduri, printre care și acest Niche Scent. Iar prietenul nostru, pentru că e mai mult prietenul lui Cristian, într-adevăr, dar e un om pe care îl apreciez și îl respect, așa că o să-i zic prietenul nostru, Flavius Călaj, își expune parfumurile. Expune parfumurile pe care le găsiți și pe Niche Scent, pe site, expune și parfumurile pe care le creează el. Și o să vă aduc în atenție unul dintre ele. Parfumul senzual, elegant, de doamnă, ultra, mega, extra, classy. Și dacă mă întrebați pe mine, parfumul care cred că ar fi fost în super vogă acum 100 de ani. Fără să vă gândiți la faptul că, dacă vă zic treaba asta, vorbim de un parfum învechit. Pentru că nu este absolut deloc așa. Așadar, parfumul acela, și sunt sigură că multe dintre voi îl știți, pentru că e un parfum super ușor de iubit și de acceptat, este Carmen de la Călaj. Pentru că, da, vorbim despre brandul lui Flavius Călaj, adică Niche Scent. Carmen e parfumul cu care o doamnă din înalta societate de pe la 1900 ar fi făcut super furor. Am mai zis asta într-un clip anul trecut, mie mi se pare că acest Carmen miroase exact așa cum ar fi mirosit rochiile din Bridgerton, de exemplu. Că sunt similare cu cele pe care le purtau doamnele din înalta societate din România acum 100 de ani. Rochiile din Bridgerton, cred că toate ar fi mirosit exact precum Carmen. Carmen nu e deloc un parfum dulce. E un parfum cu personalitate, e un parfum care îi conferă purtătoarei un aer de eleganță aparte și o face să fie sofisticată în ochii celorlalți. Vă recomand din tot sufletul să-l testați pe Carmen. O să fiu încă o dată sinceră cu voi și o să vă zic că prima mea impresie despre el a fost la mirosirea lumii pentru prima oară, iar a doua oară, când l-am pulverizat pe piele și am stat eu așa puțin cu el și am avut o discuție, fără să discutăm de fapt, a fost că e un parfum senzațional, special, care îmi transmite ceva și care se mulează foarte bine pe personalitatea mea în anumite momente. Pe Carmen l-aș purta la o întâlnire formală, l-aș purta la un eveniment foarte elegant și l-aș purta în condițiile în care am o ținută foarte elegantă. Și da, e parfumul acela de eveniment pe care ar fi bine să îl ai în colecția ta. Cu atât mai mult cu cât îl poți testa pe pielea ta la Niche Scent în București sau în Arad. Mai avem 3 branduri de parfumuri românești, toate 3 ajunse recent în colecția mea. Pentru 2 dintre ele cred că ați văzut deja niște materiale la Cristian în ultimul timp, iar pentru al treilea o să vedeți în următoarea perioadă. Iar al treilea, pentru că o să încep cu el, este Maison Olfactive. Să ne luăm un moment de apreciere pentru acest ambalaj, pentru că tot îl am aici și pentru că parfumul a ajuns recent la noi. Nu pentru toate mai am ambalajele, pentru că nu le-am păstrat și la acestea o să renunțăm la un moment dat, dar pentru că tot le avem aici, hai să vorbim despre ele. Maison Olfactive vine așa, elegant și seducător în această cutie roșie. Iar în cutia aceasta a mea îl găsim pe Adulter. Hai să-i zicem românește Adulter, deși el este scris cu TH. Acest parfum conține particule de aur. Evident, e aurul acela care poate fi folosit în cosmetice. Nu e vorba de aurul greu, de 24 de carate și
și cât o mai Dumnezeu o mai avea el, dar e de apreciat faptul că parfumul ăsta conține particule de aur. Și sper că le vedeți și voi în materialul close-up pe care vi l-am atașat. Iar parfumul este un prăjituristic atât de senzual, de superb și de sexy, încât cred că acesta are șansa să fie cel mai cel parfum din colecția Maison Olfactive. Cel puțin până acum. Nu mai zic de pulverizator, care e de cea mai bună calitate. Ce pot să zic despre acest parfum este că seamănă foarte bine cu o tartă cu lime, pentru că eu simt în el multe citrice îmbrăcate în frișcă sau poate într-un pandișpan cu frișcă. Mi se pare că e genul acela de parfum precum This Is Her, pe care poți să-l iubești din tot sufletul tău sau poate să-l urăști, deși eu nu înțeleg de ce ai urâ un parfum prăjituristic, dar fiecare are dreptul la o părere și gusturile nu se discută. E parfumul acela care te bine dispune de la prima pulverizare și pe care vrei să îl simți în jurul tău toată ziua. Acum, serios, te-ai gândit cum ar fi să trăiești în laboratorul unei cofetării? Cred că pentru mine ar fi un vis împlinit să simt toate acele miresme și arome și creme și budincuțe și frișcă și macarons și toate cele, să le văd în jurul meu și să simt cât de bine miros. Parfumurile Maison Olfactive pot fi și ele testate în București, în Băneasa Shopping City, unde există o insulă în care se regăsesc atât acest adulter, cât și toate celelalte parfumuri. Sau hai să-i zicem adulter, ca să nu ne trezim cu vreun hater pe aici. Abia aștept să-l port mai mult pe acesta, astfel încât să îl testez pe termen lung și cu siguranță voi reveni cu impresii către voi. Hai să mergem mai departe, pentru că mai avem două branduri, două parfumuri mari și late, și o să continui cu Zec, ce vine de la Necali. Necali este un brand de parfumuri românesc, îmi place extrem de mult cutia acestui parfum și deși în cazul meu cutiile nu rămân, nu cred că o să renunț prea curând la aceasta, pentru că îmi place foarte mult. Iar despre Zec am să vă citesc de pe această cartolină care vine împreună cu parfumul și zic ei așa: A fragrance of resilience. Și cumva se vorbește aici despre faptul că după ce a creat Siberia, Dumnezeu s-a gândit să creeze și niște terenuri mai ferme și astfel se face legătura cu rezistența, și presupun că e vorba de rezistența omului în fața a tot ceea ce îi se întâmplă, în fața a tot ceea ce trăiește. Și hai să-l testăm repede și pe Zec, care vine în această sticluță foarte, foarte drăguță și simpatică. Cred eu că despre acest parfum a zis Cristian într-un clip că el crede că e un parfum care mi-ar plăcea și mie foarte mult, așa că am să-l pun aici. E un parfum de seară din punctul meu de vedere. E unisex, prin urmare, dacă vreți să-l testați, testați-l, vedeți dacă puteți să vă cumpărați mostre, testați-l în sensul de a îl împărți cu ea sau cu el. Simt ceva nati în el, nu știu dacă este așa, niște nuci, niște note care m-ar duce un pic spre ideea de nuci, ideea de note lemnoase, combinate așa cumva cu o idee de note lemnoase. Și da, cu siguranță e un parfum puternic, un parfum de seară, un parfum care are puterea de a deveni parfum semnătură, pentru că mirosul este suficient de special, astfel încât să îmbrace foarte bine o personalitate puternică. Wow, interesant! Da, e un parfum cu adevărat interesant, pe care am să îl testez în următoarea perioadă și despre care am să vă povestesc și vouă mai multe când îmi formez o impresie completă despre el. No, ce credeți, că am rămas fără baterie, așa că a trebuit să iau o pauză de 10 minute să se încarce un pic bateria acestei camere, așa că vreau să revin o secundă asupra lui Zec și să vă zic că s-a transformat într-un lemnos ușor condimentat, aș zice eu, și mi se pare că din combinația lui de note, nasul meu distinge cumva o notă de mușcată. Sunt convinsă că parfumul acesta nu are note florale în compoziție, însă mi se pare că tot ce se combină în el mă duce cu gândul la cum miros mușcatele. Acum știți și voi că parfumul e o experiență
experiență personală, prin urmare, s-ar putea ca voi să vă duceți cu gândul într-un alt loc în care vă poartă mirosul pe care o să îl simțiți. Doamne, sper că am fost clară. Trecem la ultimul parfum din această serie și am senzația că va fi total opusul parfumului Zec. Și mă refer la un parfum care aparține brandului Casa Goa. Și ce tare mi se pare faptul că aici pe cutie scrie Journey To și ar trebui să ne gândim la Casa Goa. Parfumul în cauză se numește Alba și găsim aici în cutiuță și un thank you card și o descriere a tuturor parfumurilor lor, care sunt 6 la număr, dintre care în momentul lansării Alba era cel mai nou. Uite așa vine în cutiuța aceasta și pentru că nu mai am pe unde să-l pulverizez, o să-l pun chiar pe acest thank you card. Da, exact așa cum îmi aminteam, respectiv Alba e genul acela de miros curat, ușor citric, te duci imediat cu gândul la așternuturi albe și te duci imediat cu gândul la ceva pur. Mi se pare că îmbracă foarte bine o personalitate pură, curată, se adresează părții aceleia a unei femei care emană feminitate și deși are mirosul ăsta pe care l-aș asocia mai degrabă cu o femeie, cred că este genul de miros care poate să complimenteze foarte bine și un bărbat. Nu este chiar în genul Bleu de Chanel, e un miros pe care l-aș vedea vara pe un bărbat care e îmbrăcat în in, într-un costum de in alb, e alb din cap până în picioare și se plimbă pe plajă cu picioarele în nisip. Exact asta aș putea să zic eu despre Alba și apreciez și minimalismul acestei sticluțe și mi se pare că, deși pare că n-au făcut un efort să, nu știu, ducă parfumul într-o zonă super exclusivistă, sticla asta se descurcă de minune, să fie simplă și să atragă atenția tocmai prin simplitate. Unele dintre aceste parfumuri cu siguranță au niște parfumieri în spate și găsiți voi pe internet toate aceste detalii în situația în care pentru voi contează acest aspect. Ce pot să vă zic eu este că mă bucur că ați fost alături de mine și de data aceasta. Îmi pare rău că acest clip nu este jumătate din colecția mea de parfumuri. Vine și acela cu siguranță, câteodată socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, așa că rămâneți pe aici, nu uitați să vă abonați și cu siguranță în clipurile următoare, în săptămânile următoare, reușim să facem și colecția de parfumuri actualizată. Vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc un weekend minunat și ne vedem cu siguranță în vlogul săptămânal de luni. Pa, pa!